Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune, o emisiune în două părți în această seară, în partea a doua a emisiunii, doamna doctor Olga Simionescu, medic secția 1 dermatologie la Spitalul Colentina. E un subiect de sezon, pentru că toată lumea merge la mare, la munte, pe în Grecia, unde merge, pe litoralul românesc și se arde și la propriu și la figurat. Dar despre toate astea vom discuta în partea a doua a emisiunii cu un specialist de înaltă clasă. În prima parte l-avem invitat pe profesorul Mircea Miclea, psiholog, profesor de științe cognitive aplicate la Universitatea Babeș-Bolyai, cercetător și fost ministru al educației. Nu știu de ce, domnule profesor, asta e trecută în coada CV-ului, fost ministru al educației. Bună seara! Bună seara, mă bucur! Și eu mă bucur că ne revedem. Trebuie este să recunosc civilului pentru că e cel mai nerelevant lucru. Trebuie să recunosc că în puține cazuri sunt un elev cu minte și ascultător. De fiecare dată cu dumneavoastră am de învățat în legătură cu tot ceea ce înseamnă educație, învățământul românesc și nu numai. Domnule profesor, aș vrea să vorbim pentru început despre rezultatele de la evaluarea națională. Cum vedeți tot ceea ce s-a întâmplat? Cum evaluați aceste rezultate, domnule profesor? Da. Întâi trebuie să menționăm foarte clar că trebuie felicitați elevii care au obținut rezultate bune și profesorii care au pregătit, care au pregătit aceste elevi. Pentru că, cu siguranță, sunt elevi care au obținut aceste rezultate prin efort susținut și profesori care au contribuit la reușita lor. Dincolo de această mențiune, însă, ceea ce trebuie să subliniem este că rezultatele din anul acesta reflectă, poate mai mult decât altă dată, o versiune cosmetizată a sistemului. Nu este o versiune a realității sistemului, nu e o reflectare a ce se întâmplă în realitate, în sistem, pentru că notele care au fost obținute, cel mai mare coeficient de promovabilitate din ultimii 11-12 ani, se datorează în mare măsură efortului pe care părinții l-au făcut prin faptul că au acordat meditații copiilor, prin faptul că au pompat resurse suplimentare financiare și au ieșit aceste rezultate. Dacă noi vrem cu adevărat să vedem care este impactul statului român în educație, atunci trebuie să ne uităm în mediul rural. Pentru că acolo avem părinții care nu au disponibilități financiare și nici nu au acces la meditatori. Într-un oraș mare universitar ai un acces mult mai ușor la meditator. Dacă nu ai profesor care să-ți mediteze copilul de clasă 8, ai studenți de la matematică sau de la filologie care să-ți mediteze chiar pe un preț foarte rezonabil. Ei, și atunci, dacă noi vrem să vedem cu adevărat ce a făcut statul român pentru educația până la nivel de gimnaziu, trebuie să ne uităm la ce se întâmplă în mediul rural, pentru că acolo statul este mai prezent decât în mediul urban, unde, din nou, cum am spus, intervin părinții. Iar acolo, rata de reușită este extrem de scăzută. Altfel spus, sunt de 3 ori mai mulți copii din mediul rural care au luat medii sub 5, deci n-au promovat decât cei din mediul urban. Deci, din păcate, diferența dintre mediul rural, unde doar statul intervine, și mediul urban, unde intervine statul și părinții, este foarte mare. Spuneți-mi, și din păcate, vă rog. Din păcate, această diferență crește. Adică, dacă ne uităm, și am făcut o analiză anii trecuți a rezultatelor care au fost obținute de copii atunci când ei erau în clasa a doua, a patra, a șasea și apoi când au ajuns la evaluarea națională. Și ceea ce am constatat, sau unul dintre lucrurile pe care le-am constatat a fost acesta, că diferența dintre rural-urban există, dar e mică la clasa a doua, crește la clasa a patra, crește la clasa a șasea, crește și mai mult la evaluarea națională, crește și mai mult la universitate. Deci ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că statul și școala, în loc să acționeze ca un mecanism de egalizare a șanselor, pentru că asta este una dintre funcțiile esențiale a educației, de a egaliza cât de cât șansele, de a-i face pe oameni să aibă șanse cât de cât apropiate, prin faptul că tu educi, pentru că altfel ei vin din tot fel de medii. Ei, din păcate, sistemul de învățământ nu funcționează ca un egalizator de șanse, ci dimpotrivă ca un diferențiator de șanse. Educația mărește inegalitatea. Acesta este un lucru grav, pentru că
Una dintre misiunile asumate de statul român prin Constituție este să ofere șanse egale pentru toți cetățenii lui. De aici și ideea de cosmetizare. De aici și ideea de cosmetizare, să dăm bine în statistici, să arătăm că totuși, uite, sistemul de învățământ funcționează și așa mai departe. Înainte de a trece să discutăm lucruri foarte serioase legate de ce înseamnă educația copiilor, s-a creat o dezbatere și aici participă persoane publice, artiști, cântăreți, flori, fete, filme sau băieți. Dezbaterea e legată de coroniță. Dacă e bine să învețe copiii să ia coroniță, să ia premiu sau, dimpotrivă, să învețe absolut normal, nu trebuie să fie în fiecare an un elev de nota 10, un elev care să ia premiu întâi, să ia coronițe. E o dezbatere fără sfârșit. Sunt tare curios și aș vrea să aflu care e părerea dumneavoastră în legătură cu această dezbatere. Părerea mea este următoarea. La intrarea în sistemul de educație, accentul trebuie pus pe colaborare, nu pe competiție. Pe măsură ce înaintezi în sistemul de educație, accentul trebuie pus mai degrabă pe competiție, nu numai pe colaborare. De ce? Pentru că aceasta este realitatea și în viața de adult. Noi nu putem să creăm o bulă în sistemul de educație în care toată lumea primește un premiu. Dacă nu ai primit premiu pentru română, primești pentru matematică. Dacă nu pentru matematică, pentru aruncarea mingii de basket cu mâna dreaptă. Dacă nu pentru aruncarea mingii de basket cu mâna dreaptă, pentru aruncarea mingii de basket cu mâna stângă. Vedeți, din păcate, noi am mai spus câteodată lucrul ăsta, fumăm cu entuziasm chiștoace aruncate de alții. Adică unii fumează o țigară și după aceea se plictisesc de ea și aruncă chiștocul, noi îl luăm cu entuziasm și îl fumăm ca și cum ar fi o țigară bună, spunând că și alții au fumat înainte. Ideologia aceasta de a premia pe toată lumea sau de a cultiva ideea că pentru a nu-i traumatiza pe copii, pentru a nu le impune tot felul de limitări ale creativității lor, toți trebuie să primească câte un premiu în ceva, a fost implementată deja mulți ani, de exemplu sistemul britanic. Ei, după mulți ani de implementare a acestei strategii, s-a tras linie și un raport destul de cunoscut despre funcționarea sistemului britanic a concluziat în felul următor. În baza acestei abordări, avem copii cu stimă de sine ridicată, se simt foarte entitled, se simt foarte îndreptățiți pentru orice, dar cu performanțe scăzute. Adică dacă vă uitați la rezultatele PISA, de exemplu, de la ei, nu sunt grozave în ciuda investiției masive pe care au făcut. Deci, altfel spus, cred că este bine să păstrăm o anumită competiție în școală. Ea trebuie să fie redusă în clasele primare și trebuie să fie mai evidentă în clasele mari, pentru simplu fapt că în felul acesta școala este încă o modalitate de a te pregăti pentru viață, care asta e. Dacă ne uităm la economie, domnul Tucă, economia, după părerea mea, nu sunt specialist în economie, dar totuși am citit destul de multe cărți despre economie. Economia funcționează după un principiu, aș spune principiu ABBA. Vă aduce aminte, ABBA are un cântec, The Winner Takes It All, învingătorul ia totul. Ei, cam așa funcționează economia. Primii 10% dintre medici au o clientelă foarte bogată și stă lumea la coadă la ei și restul ce rămâne? Primii 10% dintre avocați iau caimacul de pe piață și restul se bat pe ce rămâne. Primii 10% din arhitecți iau cea mai mare parte a comenzilor, restul ce rămâne? Trebuie să fii între ăia care sunt 10-15%. Adică asta e viața reală. Acum noi ce vrem să facem? Vrem să creăm în școală o versiune a realității care este diferită de cea cu care ei se vor confrunta, ca să ce? Ca să le creăm o decepție în plus? Ca să le creăm, repet, nu trebuie această competitivitate. O să le creăm o lume paralelă, de fapt. Apropo, o irealitate, ca să vă folosesc un termen. Adică exact. Cam asta ar fi. Da, vă rog, continuați. Adică trebuie să simulăm și în felul acesta, trebuie să simulăm în viața din școală ceea ce se va întâmpla în realitate, pentru că altfel diferența dintre așteptările lor despre realitate și realitatea efectivă când ei vor termina școala va fi enormă. Și atunci o să nu ne mirăm că o să facă depresii și o să fie apatici, o să fie dezangajat și o să spună că lumea e nedreaptă, viața e nedreaptă, țara aceasta e nedreaptă și așa mai departe. Nu, trebuie să îi ajutăm să aproximeze treptat prin viața de școală, viața de adult. Asta e principiul de bază. E adevărat, vorbiți aici despre luciditatea ca etică personală.
Nu sună pompos, dar sună un pic scolastic. Însă în momentul în care am citit ceea ce vreți să spuneți cu această, ce reprezintă această luciditate etică personală, m-am luminat la propriu. Nu numai că sunt de acord cu ceea ce spuneți, dar dacă educatorii, dacă profesorii, da, dacă dascălii ar urmări ar urmări factorii implicați care duc la această luciditate ca etică personală, cred că s-a schimbat mult în școala românească. O să dau citire câtorva, după care v-aș ruga pe dumneavoastră să vorbiți despre asta, că știți să faceți asta foarte bune, foarte bine. 1. Expunerea zilnică la o cantitate tot mai mare și mai volatilă de informații. E un bombardament informațional pe care îl trăim în fiecare zi. Excesul de informație ne face mai puțin luciți. Paradoxal, că tot vorbim de informație. 2. Analfabeții funcționali au ajuns să controleze realitatea. Și aici nu e vorba de postul realitatea. Orice deviere de la realitate, cum o văd ei, o deviere de la realitatea însăși, deci trebuie aspru sancționată. 3. Cultura fricii e dominantă. Alt lucru foarte... Militantismul e la modă. Este bine să militezi cu mintea ta pentru realizarea unor proiecte, a unor idei. Eu cred că luciditatea e o datorie etică înainte de a fi un efort cognitiv. Așa v-aș ruga să vorbiți, avem timp, despre toate lucrurile astea care mi se pare esențiale pentru școala românească, pentru ideea de educație, pentru ideea de a fi în realitate elevii, studenți, profesori și așa mai departe. Da, să le operând, domnul, că e un titlu ușor scolastic, așa atunci când am scris textul ăsta, m-am gândit, aș fi vrut să scriu un articol mult mai dur. Pentru că a fost atât de iritat de... ideologia aceasta excesivă care ne copleșește în fiecare zi, de manipularea la care suntem supuși și de faptul că analfabeții funcționali sunt cei care dau tonul în cum anume arată realitatea în momentul de față, încât am vrut să scriu un text extrem de rebel și sfidător, după care mi-am zis că nu trebuie să înducesc un pic tonul. Nu, rezultat... trebuia, vă rog să-l rescrieți. Mi-aduc aminte de primul articol. O să rescrie unul. Nu. Într-o versiune extrem de dură. Din nou. Mi-aduc aminte de primul text al dumneavoastră în vremea pandemiei, care a fost absolut, absolut excepțional, dar, te revolta. Spunea, ce să facem? Să ne întoarcem înapoi în peșteră doar pentru că e o pandemie și lumea să se închidă acolo? A fost un text, un protest, așa cum nu am citit în vremea pandemiei. Vă rog, iertați-mă. Mai este o versiune, o să scriu o versiune mai dură, mai realistă, vreau să spun, mai puțin scolastică. Ce vreau să spun în acest articol? Sunt câteva lucruri pe care vreau să le-ați menționat și aș vrea poate un pic să le detaliez. Vă rog. Noi avem iluzia că dacă suntem foarte informați, atunci suntem și mai aproape de ce se întâmplă în realitate. Domnul, că sunt studii, nu e numai părerea mea, numai că lumea trebuie să citească, sigur. Sunt studii care arată că relația dintre înțelegerea realității sau eficiență, pe de-o parte, și cantitatea de informație are forma unui U inversat. Deci este, uite așa, adică până la un moment dat, ai nevoie de tot mai multe informații ca să înțelegi realitatea și ca să fii eficient până la un moment dat. De la un moment dat încolo, plusul de informație nu te ajută la înțelegerea realității, dimpotrivă, te împiedică să înțelegi realitatea, te face și mai ineficient. Da? Și lucrul acesta s-a văzut, de exemplu, mi-aduc aminte acum un studiu pe burse s-a făcut. Cei care stau tot timpul cu ochii la cum variază indicatorii bursieri au fost comparați cu cei care au o strategie, se numește buy and hold, adică cumpără niște acțiuni și stau cu acțiunile, nu se uită în fiecare minut să vadă ce se întâmplă cu acțiunile. Comparația a scos în evidență două lucruri. Unu, că media câștigurilor din grupul ăstora care stau tot timpul cu ochii pe indicator nu e mai mare decât media câștigurilor celorlalți. Doi, sunt mult mai stresați. De ce? Pentru că ei nu mai puteau extrage pattern-urile. Când ai prea multe informații, creierul tău extrage tot mai greu ce e esențial, de ce nu e esențial. Ca să înțelegem realitatea, trebuie să vedem ce e informația relevantă, ce nu. Dacă noi ne uităm la toate breaking news-urile în fiecare jumătate de oră, cum apar breaking news-urile, noi la un moment dat nu mai înțelegem ce e esențial. Absolut. Noi trebuie să facem un step back, să vedem ce cu adevărat mai rămâne la finalul săptămânii sau la finalul zilei. Ca altfel,
pur și simplu reacționăm aberant și anume adesea luăm decizii aberante. Am simțit asta și în vremea pandemiei, simțim asta și în vremea războiului. Exact. Când se vede atât de evident cum... Mi-aduc aminte, a fost o zi în războiul acesta în care dimineața s-a rostogolit foarte devreme știrea că centrala nucleară de la Zaporojie a fost atacată și că e un incendiu și că e pericol de explozie și toată lumea a intrat în vrie, pentru că după masă inclusiv Departamentul de Stat al Statelor Unite spune nu a fost nimic, a fost o clădire adiacentă care... Dar între timp, de dimineața, de la 6 și ceva până după masa, lumea a început să tremure și să se gândească asta Dumnezeule. Asta teroarea unui dezastru care să se întâmple exact, acolo. E aberant. De asta spun, trebuie să fim atenți, să nu consumăm prea multe informații, pentru că ajungem la obezitate informațională, așa cum nu e bine să mâncăm prea multă mâncare, pentru că nu putem metaboliza și o stocăm sub formă de grăsimi nesănătoase, la fel o cantitate excesiv de mare de informații te face să nu mai metabolizezi informații și să nu mai înțelegi cu adevărat realitatea, devine o ocluzie a realității. De aceea trebuie să fim foarte atenți. Care e doza de informație care ne ajută să înțelegem realitatea și de unde încolo plusul de informații este detrimental și fiecare trebuie să judece cu capul lui. Se mai poate uita la alți oameni care din când în când sintetizează lucrurile, trag concluziile, au anumite expertize și mai departe, dacă nu vor să bazeze doar pe mintea lor. Acesta este un lucru esențial. Al doilea lucru este că, din păcate, cu internetul, o mulțime de oameni a căror păreri rămâneau la nivelul crâșmei din cartier, la bufetul gării, rămâneau în discuțiile de pe stradă. Acum, cu tehnologiile acestea, capătă scenă universală. Ei sunt mulți, și utilizează aceste tehnologii. Și atunci părerea lor împărtășită, părerea lor care nu este una critică, este una în care între input și output ei nu pun nimic, doar dau copy-paste, ia o știre care e stabilită de cineva, un anumit personaj, adesea cu epoleți, domnul Otuc, adesea cu epoleți, da? Știm cum ne manipulează băieții ăștia și cum decupează din realitate doar segmentele din realitate pe care ei le vor. Le socotesc importante. Din păcate, creierul nostru face restul. Produce o iluzie a focalizării, adică lucrurile la care te fac să fii atent, în capul tău devin mai importante decât realitatea, iar lucrurile la care tu nu ești atent devin mai puțin importante de realitate. În final, te trezești cu o hartă despre realitate complet distorsionată. Și asta poate să fie controlată efectiv. Și atunci, vin aceia analfabeții funcționali care nu între input, între informația care li se oferă de acești băieți cu epoleți, și output, adică ce dau mai departe, nu pun nimic, că nu au ce pune. Și atunci această informație se împărtășește de între ei, e susținută de mulți și atunci devine o informație normativă. Orice informație, orice teorie care e susținută de mulți oameni devine normă, devine regulă. Dom'le, așa e realitate. După care politicienii se prevalează de părerea lor despre realitate ca să facă politici pentru noi toți. Și uite așa, practic ei controlează reprezentarea despre realitate. Ei, cei mulți care nu au o astfel de atitudine critică să gândească un pic, dom'le, ce sursă e asta? Cât de credibilă este? Cât de validă este? Ce interes are să facă acest decupaj, etc.? Din păcate, suntem martorii acestei construcții a realității care... Din păcate, de la pandemie, da, și iertați-mă că vă întrerup, pentru că și eu am de-a face cu astfel de informații în fiecare zi. Dacă ar fi numai informațiile, sigur că ar fi foarte rău, pentru că analfabeții funcționali, practic, ar face normă din această realitate cu ghilimele de rigoare. Dar am participat la discuții cu oameni care susțineau aceste aberații sau aceste informații servite de băieți sau de sistem sau de cei interesați și am observat primul lucru că nici măcar nu le citiseră de la un cap la celălalt, adică inclusiv această marfă servită gata amestecată nu a apucat să fie citită și argumentul lor era unul de forță, citește aici și cu asta basta, fără să existe cu adevărat niște argumente legate de subiectul ăsta. Și cam asta se întâmplă în fiecare zi pe rețelele de socializare, ba chiar pe site-uri, ba chiar pe site-uri prestigioase, ba chiar la marile publicații ale lumii, din păcate. Da, din păcate. Acum mai este și cealaltă dimensiune a militantismului.
Vedeți, toată lumea socotește că e mai important să devii susținătorul unei cauze. Cred că e atât de mult gol în sufletul atât de multor oameni încât iau o idee și în loc să prezinte ideea cu argumente logice, cu argumente factuale, nu, fac din ea o cauză pentru care luptă. Adesea pentru că vor să-și umple golul din interior. E un gol în interior și atunci luptă și militează pentru tot felul de cauze. Repet, aberante, domnul, că noi, nu știu, dumneavoastră poate mai puțin, eu am trăit mai mult în comunism. Pentru noi, ideologia a fost cumplit de nasoală. Ne-a stricat mințile, ne-a stricat viața. Din cauza ideologiei am avut o viață schimonosită. Nu mai vreau o ideologie, nu mai vreau ca numele ideologiei, de exemplu, să știu, să se pună pe lista de index, să nu avem acces la anumite cărți scrise de scriitori ruși sau scrise de Orwell, de exemplu, nu? 1984, când l-am citit, a fost pentru noi o revelație generația noastră sub comunism. Și acum Orwell este pus pe lista neagră de Biblioteca Britanică pentru că nu bunicul lui, ci fratele bunicului lui a avut sclavi negri. Să accepte o astfel de ideologie. E aberant. E aberant. Adică, încă o dată, mai trăim o situație în care ideologia ne schimonosește reprezentarea despre Da, realitate, pentru trăim, că trăim. niște băieți din media vor să fie militanți și să militeze pentru cauze, pentru că au un gol interior și n-au sens în viață și sunt incapabili de altceva și atunci trebuie să lupte pentru cauze din astea? Vorbiți despre Adică. cultura fricii, care e dominantă și am văzut în pandemia asta, domnule profesor, am văzut-o cu vârf și îndesat, cu mască, cu restricții, cu vârf și îndesat. Da, din păcate, ei au mers pe o mulți, sunt poate că unii din prostie sau din faptul că nu au citit suficient de mult, alții cu siguranță interes, au mers pe ideea aceasta. Îi speriem pe oameni că după aceea, dacă îi speriem, ei vor asculta mai mult de ceea ce noi le spunem. Au mers pe ideea așadar că dacă creștem anxietatea, atunci vom crește complianța, adică respectarea regulilor. Domnul, că din 1962 sunt studii care arată din nou că până la un loc, speriindu-i pe oameni, oamenii ascultă mai mult. De la un loc, ei dimpotrivă au reacții de apărare față de ceea ce le induce frică și vor face pe Adverse. invers și vor construi tot felul de teorii. Și sunt studii inclusiv despre vaccinare, repet, din 1962, care spun, domnule, fiți atenți cât anume îi speriați pe oameni. Dar, pe de altă parte, bineînțeles că dacă îi speriem pe oameni, atunci oamenii se devin mai ascultători. Sunt studii și sunt cărți întregi. Mi-aduc aminte o carte a lui Erich Fromm, se numește Fuga de libertate, scrisă de mult, multe decenii în urmă. El spune foarte clar, cu cât crește anxietatea, cu atât oamenii devin mai ascultători. Au nevoie de Führer, susțin persoane autoritare, susțin regimuri autoritare. Ia uitați-vă la noi ce a ieșit în țara asta după 2 ani de pandemie și un început de război. Ajungem să susținem niște regimuri? Domnul Ducă, dacă se întâmplau lucruri care se întâmplă în acești ani, în această țară, discreționare, în 92, 93, cred că ieșeam toți în stradă. Acum nu mai Adevărat. ieșim. Și Da? luăm Acum legile nu mai ieșim securității, pentru acele. că Vă s-a rog. cultivat frica și frica a crescut supunerea, complianța. Oamenilor, când le e frică, devin mai ascultători față de lideri, față de cei care pozează în lideri. Pentru că vor să reducă din anxietate, ca să-și reducă din propria frică, acceptă regimuri autoritare. Și asta a demonstrat-o Erich Fromm. Trebuie citită cartea aia, Fuga de libertate. Oamenii fug de libertate când începe să le fie frică. Vor să-și reducă frica, renunța libertăți? Efectul este că susțin regimuri discreționare, care fac ce vor mușchilor. Ne uităm Și la. asta e un mare pericol. E adevărat și am trăit pe pielea noastră. 2 ani de pandemie ne-au arătat cu vârf și îndesat asta, ca să repet O să continue, o mereu. formulă. Este o adevăr, o să continue Bineînțeles că mereu. va continua războiul, alt motiv de teamă, alt motiv de Înțeles. anxietate, altă fugă de libertate, alt motiv să te supui unui regim care poate să devină. Oricum, numai democratic nu. Uitați-vă la aceste drafturi ale legii siguranței naționale. Adică, eu cred că securiștii, și nu e neapărat peiorativ, din anii 80 nu ar fi fost în stare să scoată astfel de drafturi. Sincer, și nu exagerez deloc când spun asta. Am aceeași părere ca și dumneavoastră. De acord, da?
Deci Am n-am aceeași părere ca și dumneavoastră. Ce este și mai șocant este cât de sigur sunt pe ei înșiși din moment ce au Nu le mai pasă. reușit să facă acest lucru, adică își dau seama câtă fugă de libertate este în sufletele oamenilor din cauza că le-a cultivat sistematic frica și le-o cultivă în continuare, mereu punând accentul pe ce amenințări sunt. Nu vă aduceți aminte cum erau prezentate în pandemie valurile și într-o perioadă în care era bine, ni se spunea mereu că acum e bine, dar vedeți că vine o nouă catastrofă și mereu oamenii trăiau în catastrofă. Efectul? Să vedem acum, a crescut rata de anxietate la adolescenți de 30-40%. A coborât incidența cea mai mare a anxietății și depresiei de la 27 de ani la 17,5 ani. Astea sunt efecte. Nu dau seama ce fac cu mințile oamenilor. Nu-și dau seama cât de mult, cât de detrimentală este cultivarea aceasta a fricii pentru democrație și pentru sănătatea mentală a oamenilor. Oamenii aceștia o să mai aibă disponibilitatea de a face, știu eu, start-up-uri, de a-și asuma riscuri, păi trăiesc cu frica în sân. Domnule profesor, e o plăcere să stăm de vorbă și probabil că... Ne oprim aici pe cine nu știe ne oprim, pe nu ne oprim, nu ne oprim, că mai sunt două lucruri importante. Dați-mi voie să vorbim despre ele, mai avem câteva minute. Vă aștept în studio să detaliem tot ceea ce am început astăzi, pentru că sunt lucruri atât de importante, atât de esențiale pentru societate și pentru lumea în care trăim, pentru România. Vedem ce se întâmplă în fiecare zi. Am ajuns la, cât, la 50 de bani, nu? Suntem acolo, țara lui 50 de bani. Apropo de ce se întâmplă economic, crize care vin. Mi-e teamă, apropo de ceea ce spuneați de pandemie și de lucrurile care se anunță, că nu vom scăpa ușor. Că probabil că până la toamnă se va găsi ceva nou care să inducă și să conducă și să continue această frică despre care vorbeați mai devreme. Pentru că vorbeam la fel despre anxietate, vorbeam de, dați aceste exemple ale categoriilor de copii care sunt anxioși, mers spre depresie, de la 20 ceva de ani s-a redus vârsta până undeva la 10 ani. Vreau să vorbiți și să dați adresele acelor platforme prin care dumneavoastră ajutați foarte mulți oameni. Aș putea spune că îi și vindecați în mare măsură. E important pentru da, oameni? Sunt... Vă rog. Sunt mulți care beneficiază aceste servicii, dar nu vreau să decât să le menționez. Dacă cineva e curios să vadă și caută sprijin, este o platformă care este de terapie a anxietății, se numește paxonline.net și cealaltă pentru depresie, depreter.ro. Îi rog pe colegii mei, stați o secundă, vreau să mai spuneți o dată, iertați-mă, domnule profesor, îi rog pe colegii Pax mei online, să le Pax pună pe online, paxonline.net, depreter.ro, depreter.ro. Deci primul site, prima platformă este pentru anxietate, cea de-a doua este pentru depresie. Îi rog pe colegii mei să le pună pe micul ecran în aceste ultime minute care au rămas și să le acceseze. Am prieteni care au accesat aceste platforme și sunt foarte mulțumiți de ceea ce găsesc acolo și sunt niște lucruri atât de bine făcute. Domnule profesor... Sunt foarte fundamentate științific, asta e. Absolut. Apropo de asta, România educată, ce se mai întâmplă? Iertați-mă că vă întreb. Mi-aduc aminte de definiția umorului la Bergson. Bergson definea umorul și dădea un exemplu. Spunea, umorul apare atunci când o entitate foarte puternică face un efort mare și iese ceva nesemnificativ, spunea el. Mm-hmm. Când muntele se screme și naște un șoricel, vine să râdem. Cam asta ar fi observația mea despre România educată. Perfect. Doar 6%, uite, asta mă interesează și o tot citesc de ceva timp, doar 6% dintre elevi au putut să scrie perfect românește. Și, mă rog, cele mai grave greșeli, e greu cu verbele, e greu, foarte greu, s-a dat greu. Da. Din păcate, vedeți, se putea, dacă chiar se voia să se facă ceva pentru educație, dacă chiar domnul președinte voia să facă ceva pentru educație, păi atunci se putea, în primul an de mandat, să cheamă pe reprezentanții partidelor parlamentare, să rea Pactul Național pentru Educație, să stea de vorbă cu ei pe fiecare paragraf în parte, să văd ce modifică, ce nu modifică și după aceea spune, gata, asta e, începe să-l implementăm. Ori așa,
a stat 8 ani de zile și toți ceilalți au stat pe vârfuri să nu cumva să deranjeze entitatea gânditoare ca să rezulte un șoricel. Și domnule profesor, ne-am întâlnit de nenumărate ori și veneați cu o idee simplă. Domnule, ai cele mai importante lecții de fizică, de orice materie, să fie undeva pe o platformă și oamenii să elevii și așa mai departe să le poată urmări. De ce nu se face asta? Nu înțeleg. Vă spun, domnul Tuca, m-am gândit și eu adesea, deși am și scris articole aceea de lege că trebuie făcute platformele astea din 2011, deși am spus de mai multe ori cum anume trebuie făcut pe pași toate chestiunile astea, nu s-au făcut. Am o teorie, așa, cu toată modestia. Eu cred că majoritatea oamenilor care ajung pe poziții de putere sunt interesați mai degrabă ca de pe pozițiile respective să extragă beneficii pentru ei și pentru partidul lor, din banul public, din orice alte resurse la care au acces. Asta e principala lor preocupare, extracția de resurse pentru propria persoană, pentru gașca din spate, pentru partidul din spate. Abia după aceea, dacă le mai rămâne timp, mai au vreme să se gândească sau vor să rezolve probleme din sistem. Deci asta cred că este abordarea cu care majoritatea oamenilor intră pe poziții de responsabilitate publică, cu ideea de a fi un extractor de resurse din sistem pentru propriile lor interese și ale grupului din care fac parte. Da, asta poate să o facă. Rezolva probleme. Da, asta poate să o facă și dacă ar realiza această platformă unde cei mai buni profesori filmați predând lecțiile esențiale de... E adevărat. De ce ar să putea și ar face un foarte mare bine pentru toată țara și ar egaliza mult șanse dintre copii, dar din asta nu se scot atât de mulți bani, nu? Mai degrabă, uitați-vă, una dintre distorsiunile majore care a fost în ultimul an, s-a discutat foarte mult despre evaluare, cum să fie evaluarea cu computerizată, necomputerizată, înainte de a se discuta despre învățare, domnul Tucă. Păi cum să discuți cum îi evaluezi pe copii înainte de a te gândi să le oferi șanse egale de învățare? Tu trebuie să pui la dispoziția și unui copil din sat să aibă acces la această platformă, tocmai asta ar putea să facă, domnule profesor. Exact. Rămânem cu o temă pentru data viitoare. Nu știu când ajungeți în București, dar vă aștept în studio. Ce înseamnă o școală bună? Mircea Miclea, am să citesc doar câteva. Puteți să găsiți articolul ăsta dacă dați o căutare pe domnul Google. Spune profesor Mircea Miclea care sunt cele mai importante lucruri. Axa cognitivă, adică ceea ce încercăm să dezvoltăm, e un set de cunoștințe și trebuie ca școala să stabilească ce anume trebuie să învețe copiii respective, adică cunoștințele și ce anume aspecte de abilități cognitive trebuie să aibă ei. De exemplu, gândire critică și nu memorare necritică. Aceasta este o axă, axa cognitivă. Axa socială, vorbiți de competențe la care trebuie să le dezvolte copiii, axa emoțională, axa personalităților, axa autonomiei personale și nu în ultimul rând o axă cea a motricității. Sunt toate enunțate de profesorul Miclea, sunt atât de importante pentru elevi, pentru profesori și ele trebuie citite. Vă promit că data viitoare, când o să vină în studio profesorul Miclea, o să le dezbatem pe larg aici chiar într-o oră de emisie. Mulțumesc, domnule profesor! Mulțumesc, a fost o plăcere ca de fiecare dată. Vă aștept cu drag aici să ne anunțați doar când veniți. Mulțumesc mult de tot! Seară bună, numai bine! Partea a doua emisiunii, invitatul meu, doamna profesor dr. Olga Simionescu. Aș putea spune că pe doamna doctor o cunosc de o viață. 20 de ani? Cam 20 de ani, dar au trecut repede, doamna doctor. Draga mea Olga, e un doctor în care am un doctor sărit de pe fix, în sensul bun, dar e un doctor în care am încredere și atunci când cineva are o problemă legată de piele, de urticari, de orice, eu zic că la Olga, numai la Olga Simionescu se poate. De ce ți-ai făcut renumele ăsta așa de bun? Care... Ești tu generos. Nu sunt generos. Pentru că studiez, pentru că particip la tot felul de congrese și spune, să afle lumea, că nu ne ascundem. Cum mi-a spus un pacient odată... E o dragoste sinceră de 20 de ani. Cum mi-a spus un pacient odată, da, chiar știți, așa la bube, dar adevărul este la câți ani aveți în spate și câte bube ați văzut, era și cazul să le știți. Deci, cred că e... Așa ți-a zis? E vechi mea muncă. Da. Da, ușor emotivă, dar pe parcurs își revine și la sfârșit ne pune la punct că am spus ceva greșit. Mă bucur să te revăd. Da, și eu. Da. Olga, oamenii pleacă la mare, da? Și ce fac ei la mare? Se expun la soare.
Marius, eu vorbesc despre treaba asta cu soarele de foarte mulți ani și în ultima perioadă am ajuns la două concluzii. Prima, că devine din ce în ce mai greu ca dermatolog să apari și să vorbești vara despre efectele nocive ale soarelui și o să-ți explic imediat de ce mă gândesc la asta. Vorbește un pic mai tare, că nu ne bate și nimeni. Și apoi, spre marea mea surprindere și e de bine, industria astăzi a progresat și lumea este din ce în ce mai conștientă că în cadrul îngrijirii de zi cu zi, că ești femeie sau bărbat, ai și produse de fotoprotecție, adică lumea deja, probabil prin schimbarea generațiilor, prin accesul la internet despre care ai vorbit cu primul invitat, încearcă și începe să înțeleagă mai bine despre ce e vorba. Mie de ce mi-e greu, din ce în ce mai greu să vorbesc? Ați vorbit în prima parte a emisiunii despre tulburarea de anxietate. Noi am trecut treaba cu COVID-ul, stresuri, e stresul și al zilei de mâine, e munca în exces pe care o înregistrăm acum la toate categoriile socioprofesionale. Omul are nevoie la un moment dat de puțină bucurie, să evadeze câteva zile undeva unde să fie liniștit și să stea la soare. Și apoi apare dermatologul pe televizor și spune o să dai un cancer de piele și o să ți se ardă corpul, o să îmbătrânești. Și pe de o parte omul are nevoie de soare. Treaba asta nu e numai la noi. Ghidurile europene pentru cancer de piele ne spun că un om când a avut un cancer de piele poate sta la soare. Adică eu ca medic toți anii ăștia le spunem, nu, ai avut melanom, cancer foarte rău, nu-ți mai dau voie să stai la soare. Nu, ghidul 2019 decembrie ne spune, omul trebuie să stea la soare, dar tu trebuie să interzici să se ardă. Pentru că arsura este cheia relelor. Cum să-i spun eu lui, tu mâine te duci la soare puternic în Grecia și tu vii fără să te arzi. Adică nu poți să pun în sarcina pacientului pe de-o parte, sigur, la oamenii cu risc, acest lucru. Deci devine baubau-ul ăsta care suntem noi tot timpul, că vara în general trebuie să spunem, poate că salvează vieți la un moment dat la anumite persoane. Tânăra generație, vreau să zic că este competentă, adică oamenii ăștia până în 30 de ani care citesc totul. Porți cu ei niște discuții puse la punct pentru că ghidurile se schimbă, pentru că interesul nostru sigur trebuie să fie baza științifică, apar tot felul de noi lucrări. Dar omul când se duce la mare trebuie să înțeleagă la ce se expune el cu familia. Păi asta te rog să ne spui. Ce trebuie să faci? Avem tot timpul din lume. Ce trebuie să faci? Ce nu trebuie să faci? Trebuie să nu se ardă. Asta este lucru cel mai esențial, lucru dacă cel mai important. Dacă s-a ars, în viitor e risc de cancer. Mai ales la tipul deschis de piele. Trebuie să se expună gradual, să evite intervalul ăla periculos 11-16, când UVB-ul crește și el produce arsura solară. UVB-ul adică? UVB-ul. Ultravioletele sunt de mai multe categorii în funcție de lungimea lor de unde, exprimată în nanometri sau milimicron, și sunt în vid C, B și A. Pe pielea noastră intră B și A. B arde și intră la suprafață, zicem noi, la epiderm, adică la partea superioară a sandwich-ului, care este pielea, iar A pătrunde în interior. Ambele pot produce cancer. Cancer din epiderm, fiindcă avem multe tipuri de cancer, nu toate legate de soare, desigur. Da? Deci trebuie să fie o bază genetică, trebuie să fie un comportament la soare și o să vedem, spre surprinderea unora, un comportament al omului care lucrează în interior și se duce la mare și se expune intermitent. Deci nu cei care lucrează efectiv în soare on daily basis. Dacă sunt copii, trebuie protejați. Copiii nu au încă pigmentul melanină constituit și nu există încă, să spun, statusul cutanat, bun, imunologic și de apărare. Deci nu trebuie lăsați pe plajă, sunt copii, ei se duc dimpotrivă. Exact, se duc pe malul mării, unde suprafața reflexivă, apa, nisipul, toate concură la o creștere a fluxului și intensității ultravioletelor, care reprezintă riscul pentru arsură solară. Deci riscul este mult mai mare între 10 și 11 și 16. 11 și 16. Noi avem un amestec. Soarele este o sursă naturală de ultraviolete, dar amestecate, însă fluxul variază de-a lungul zilei în funcție de unde este latitudine, altitudine, momentul zilei. Și atunci, între 11 și 16, mai mult și B. Și până la 11 și după 16, predomina. E riscul mai mic? Da, e riscul mai mic.
Când eram eu copil, spuneau fetele, mergem la ultraviolete. Adică mergeau la cele de dimineață. De la de dimineață. Da, de fapt, știu că și noi auzeam asta permanent. Și asta ne spuneau și părinții, stați până noi la 11 și nu am avut și pe vremea noastră agent 4. Ecran. Adică plus cremele solare, nu știam ce există. Și acum, cu ce ne ajutăm, apropo de ce creme recomand și ce trebuie făcut? Eu cred foarte mult în protecția mecanică, mai ales oamenii care sunt în metropolă, dar fac, să zic, la parc activități recreaționale de astea, outdoor activities, adică fac plimbări, role, tenis, activități de exterior. Cred foarte mult în pălărie, șapcă. Ele sunt seducătoare prin absența reacțiilor adverse, pentru că un chimic pe care îl pui poate să te irite sau poți să nu-l aplici cum trebuie. Îmbrăcămintea deschisă la culoare, lucruri pe care deja toată lumea le cunoaște, însă sunt extrem de eficiente. Ele nu reprezintă un blocaj total, dar ajută foarte sunt mult. Eficiente. Asta în aer liber și așa mai departe, în localități, dar la mare? La mare, în primul rând, sunt total împotriva bronzării, adică pigmentării dobândite, adică a băilor de soare. Domnule, categoric îmbătrânesc. Deci îmbătrânește. Bronzarea îmbătrânește. Adică avem un pod la nivelul dermului care e rezultatul unei întrețeseri între elastină și colagen. Ei bine, soarele ăsta rupe podul și atunci nu mai stă epidermul și cade pielea. Deci mai ales la blonde. În timp? În timp, dar o să te surprind, am paciente de 30 de ani care s-au expus și la surse naturale și la artificiale, la solar, mult, și care arată la un 50, adică arată plus 20. E vorba de vârstă cronologică și de îmbătrânirea cutanată extrinsecă. Adică îmbătrânirea pielii arată vârsta reală este de 50 de ani. Este mult mai sigur că, dar și are 30. Deci, sau are 50, arată 80. Bun, deci mergi la mare și ești împotriva... Primul lucru trebuie să-i vezi dacă există o concordanță între vârsta cronologică. Bun, deci te duci la mare, dar nu ai voie să faci băi de soare, deci nu ai voie să te bronzezi. Trebuie să, dacă vrei neapărat să te bronzezi, pentru că statusul crescut socioeconomic presupune să-ți permiți o vacanță unde să-ți păi statusul ăsta presupune că îți arzi pielea și că o să îmbătrânește... Poți să-ți dai, poți să te bronzezi și fără să te arzi, să dai un ecran parțial. Adică să nu fie un 50, să fie un 30, să fie un 30, un 20, un 10, dar asta depinde, e delicată treaba, pentru că depinde de tipul de pigmentare, pentru că dacă ești 1 sau 2, adică foarte blond la piele, oricum te arzi, că n-ai melanină. Deci trebuie să dai un 50 și nu te poți bronza, că n-are ce să urce. Bronzul înseamnă că urcă pigmentul de la stratul bazal, să urce în sus. O dată pe numele, pe înțelesul tău, că nu mai trebuie să ne bronzăm. Nu e voie. Păi serios acum? Bun, și te duci la mare și te dai cu 50 și stai o oră, două pe acolo să faci o baie de soare fără să te arzi, fără să te bronzezi, de stai fapt. Sub umbrelă, poate mai puțin, sub stai umbrelă. Stai sub umbrelă, mergi în noți, aerosolii, adolescenții, noți, pe unde mă duc eu tot timpul, domne, toți au niște costume din astea de, le zic eu, de neopren. Ceva, am înțeles că e și mai bun acum, e un țesut mai bun, care un ecran total și toată ziua stau prin apă. Adică ei sunt în stare să stea așa sub tore, în apă, fără să se ardă. Îți dai seama ce zimuri. Deci... Ia uite și pe asta, acum nu ne mai nu ne lasă. Nu ne mai bronzeam. Dă voie, l-a chemat-o ca să ne enerveze. Bine, nu. Eu sunt de acord cu tine și am să respect asta, sincer spun. Nu vorbesc serios. Păi dacă asta acum, înseamnă... Acum trebuie să spun și așa. Hai. Așa cum tutunul este clar un inductor de cancer pulmonar, soarele e documentat că e un inductor de cancer cutanat epidermic. Nu e vorba numai despre, sigur, deci, că e foarte important, practic, induce cancerul. Practic, o medicină bazată pe dovezi, cancerul cutanat, arsură. Dar e vorba și despre faptul că îți îmbătrânește pielea. Dar pe de altă parte, soarele dă o stare de bine, crește sinteza de vitamina da, D3. Știi, e un timp puțin pe care îl petreci cu cei dragi, cu familia, te duci, poți să stai la umbră, nu sună telefonul, poți să stai la umbră. Îți dai cu o protecție acesta 50. Acesta este idealul. Să stai, poți să ai o șapcă, poți să ai o pălărie, pălărie cu boruri largi. Sigur că dau ochelari de soare. Imperativ, da? Arsura la nivelul ochiului. Deci ai cazuri de oameni, femei și nu numai femei, bărbați, care vin la tine, au 30-40 de ani și pielea... Arată 50-60. Pielea lor arată de da, 50-60. Doresc, și ei arată de 50-60. Da, da. Din cauza bronzului. Există. Din cauza expunerii la soare, fie pe tegument alb, fie expunerii cumulative îndelungate. De altfel, noi și vorbim despre pielea de agricultor sau de marinar. Adică an la rând. Există chiar și profesional. Deci dermatozele astea, pielea de agricultor sau de marinar, oamenii care lucrează în agricultură, în soare, toată ziua asta un soare. Da. Bun, deci ai multe cazuri de felul ăsta. Foarte și nu multe. Se poate face nimic, practic.
facem niște tratamente, posibilități de întinerire, le facem terapie. Sunt tot felul de metode non-invazive. Bun, hai că să ne la una la alta, că după aceea te întreb și de altceva. Dar nu, vreau să rămânem aici. Cancerele grave? Cancerele din epiderm, în principiu, sunt de două tipuri. De la o celulă fără pigment și de la o celulă cu pigment. Cele de la celula cu pigment sunt îngrozitoare, terifiante. Omoară instant, omul nu crede că dintr-o anuiță mică intră în metastaze și incredibil. E vorba despre a fi încadrat într-un tabel, și asta e partea cea mai rea a interacțiunii noastre cu pacientul, când trebuie să-l stadializezi și să-i spui sunt în stadiu cutare, s-au făcut multe progrese în tratament, însă supraviețuirea conform statisticilor este aceasta. Adică nu prea e. S-au făcut îmbunătățiri, dar adică am crescut de la 3 luni, 6 luni până la 3 ani, 5 ani. Să-i prelungești viața omului care face un astfel de cancer. Dacă e stadiul avansat. Alunițele automat trebuie analizate? Alunițele trebuie analizate dacă omul vine dintr-un autor, are părinți sau rude, cu probleme anterioare sau dacă are foarte multe. Și oricum, orice om trebuie să-și facă procedura standard de examinare a alunițelor și profit de ocazie să-ți spun că sunt foarte bucuroasă că zilele astea ne-a venit la spital, la Colentina, din suportul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila, un photofinder, un aparat de detectare de făcut mapping pe alunițe pentru pacienții care au asigurare de sănătate și urmează ca lunile ce vin să acele alunițe sunt canceroase. Să descoper dacă el e pe risc în viitor ca să facă un cancer teribil sau dacă el are deja probleme. Dacă noi prindem chiar și un cancer din acesta de la melanocite, de la celula cu pigment, în fază incipientă, operația corectă executată îi salvează viața. Îi salvează viața. Da. Sare la una la alta. Metoda asta vampir. Terapia vampir. Terapia vampir, scuze. Da? Ce înseamnă ea pentru cei care vor să întinerească altfel decât cu bisturiu? E o procedură în care eu cred, mie îmi place foarte mult și o practic pentru mai multe patologii. O să te surprindă că e indicată în lichenul scleroatrofic în Franța, se injectează în ovare la femei să le facă mai fertile. Deci are niște indicații uriașe. PubMed-ul, Biblioteca Americană de unde noi... un pic mai tare, că ne-a dat afară din studio. Biblioteca Americană de unde noi ne inspirăm, este plină cu articole de PRP. Practic, este un acronim de la platelet-rich plasma, adică o plasmă îmbogățită în trombocite. Ce sunt trombocitele? Noi ne amintim de globulele albe, globulele roșii și plachetele sanguine. Trombocitele sunt plachetele sanguine, ele nu sunt celule, sunt niște elemente figurate ale sângelui, care de obicei sunt implicate în hemostază, adică opresc sângele. Asta fac ele. Însă s-a dovedit în ultimii ani deci că se recoltează. Au o funcție mare de regenerare. Cel puțin se recoltează sângele, se centrifugează pe eprubete speciale, deci nu pe orice eprubetă, și apoi, practic, ele intră în plasmă. Acest sânge îmbogățit în trombocite, îl trage în seringi pentru că se pot face mai multe procedee, dar mie îmi place să fac injectări intradermale în seringi și se injectează astfel încât... În zona cu probleme. Am avut, de pildă, o tânără care avea 34 de ani și tot tegumentul era ars foarte mult, avea o arsură teribilă și după vreo 6 ședințe avea piele absolut normală. Cicatricile de acnee beneficiază, alopeciile, căderile de păr beneficiază, întineririle, sunt metode non-invazive. De ce se numește vampir? Curge foarte mult sânge la injectare. Dar dacă eu am o tehnică unde la mine nu prea curge așa mult. Însă dacă te uiți pe Dr. Google, ai să vezi tot felul de proceduri. În America sunt făcute de către asistentele medicale, deci nici măcar, dar la noi numai medicii calificați au voie să facă asta, sigur doamne. Că da. Și mi-a zis o pacientă avea o indicație clară pentru lichen scleroatrofic, zice, na, doctor, zice, eu m-am decis, în primul rând că eu am foarte puține trombocite, era vorba de cele circulante, știi, plasmă, zice, și n-am de gând ca să vă dau să-mi faceți cu trombocitele alea, vă rog să vă luați din altă parte. Și am zis, da, nu mi le-aș fi luat eu vi le injectam tot dumneavoastră. Și zice, nu vi le dau, cam puține, n-a vrut. Deci pacientul trebuie să înțeleagă procedura, să-i trebuie să explice. Trebuie să dăm o primire și pe sora ta, care este tot medic, care la început nu voia. Și te-ai rugat de aia multă vreme. Dar să... acum vrea și, și acum roagă vrea de mine, și te roagă de tine și nu mai vrei tu. Sunt rezultate foarte bune. Să-i aplici terapia... E un ginecolog. Terapia foarte vampir. Da. Spune-mi, te rog, există și varianta bisturiului.
Aud din ce în ce mai multe, știi, nu, stai să iau așa. Aud, cel mai bun în a pune sâni, silicoane, e cutare. Cel mai bun în a pune buze, e cutare. Adică sunt din ce în ce mai mulți specialiști cei mai buni, dar după ce merge pacientul și merg pacientele mai ales la acești cei mai buni, aflu că le-a greșit un sân și trebuie operat din nou, e o chestie traumatizantă, că buzele sunt prea umflate și așa mai departe. În ce măsură recomandați dumneavoastră, doamna doctor, Olga Simionescu, aceste practici? Nu te lupți cu dorința Bun, asta. persoanei, Ok. dorința unei Avem tinere de a doctori care avea să știu bust să mai mare facă. sau reconstrucții Ai după altceva. cancerul mamar, Ai care sunt altceva. Olga, ai imperative. altceva. Vorbesc Avem de. doctori excepționali, chirurgi plastici foarte buni și la noi și foarte serioși, am văzut rezultate superbe. Deci, chirurgul plastician face sân. Și nu te La trezești. Da, continuă. buze Și și nu te trezești dermatologul face. după nu știu cât timp. Dacă o să scadă sânii sau se întâmplă nu știu Deci ce. cam după 15-20 de ani mai pot apărea, pentru că știi, A, după depinde 15-20 de ani, eu și ziceam ce să n-apară după protezare 15-20 este. de zile. A, sigur, am văzut și tot felul de asimetrii, Deci deformități, am avem văzut medici. cicatrici, am văzut și cicatrici periareolare, adică la areola mamară, am văzut, îți Deci dai seama. avem medici foarte buni Avem aici. medici foarte, foarte buni și Și cu buzele? cu buzele depinde de cum erau înainte, ce le injectează și cât le injectează. Pentru că și domnișoara își dorește o anumită cantitate, că a citit ea în Dr. Google, Un anumit volum și își dorește primul. volumul, și am văzut și foarte reușite, am văzut unele la care aproape spuneai că nu sunt injectate. Am văzut și niște rateuri uriașe, îți dai seama, în Alte atâția ani. injectări care se fac în zona feței? Cum să nu? De se face volumetrie, se face volumetrie să-ți crească pomeții, sunt tot felul, să-ți ridice puțin pomeții, să pari Pomeții. mai tânără, da, sunt tot felul de produse în bază de obicei de hialuronic. Se fac injectări pe ciarcăne, depinde acum ciarcănele dacă sunt prin lipsă sau dacă sunt prin adaug, se pun fire la ciarcăne. Sunt foarte, foarte multe posibilități. Este laserul ăsta Fraxel care îmbunătățește muridurile fine. Este toxina botulinică pe partea superioară, pe treimea Frunte. superioară, pe frunte și la gâștei, care este foarte eficientă dacă e Coada bine ochi, făcută cozile și ochilor. dacă este o toxină botulinică de bună calitate, pentru că și aici sunt mai multe calități. Numai că tot trebuie să o mai repet, știi, nimic nu ține veșnic, adică. Adică la Și tu știi că eu nu terapia. m-am injectat, Nu, la adică terapia tu știi vampir, că. la ce Da. interval să o faci? Vampirul depinde de indicație, depinde de boală. De obicei sunt două ședințe pe lună, în prima lună, și apoi câte o ședință pe lună, încă câteva luni, dar depinde sigur de Am patologie, de ce înțeles. anume. Și după aia Să-ți se dau un rep. exemplu. Avem Da. lichenul scleroatrofic genital, care este o problemă importantă de sănătate publică. Și, practic, oamenii aceia au un prognostic al vieții, nu, adică. Nu mor de el, dar nu-și pot desfășura o viață normală. Da. Și după terapiile astea, domnule, succesul este semnificativ, Bun, adică e vorba și ai și despre. Aici, satisfacție, când e știi? vorba de o boală, dar e Da. vorba și despre întinerirea feței. La cât timp se repetă după ce Depinde faci? de procedură. Dacă vrei la PRP, două pe lună, în prima lună, eu așa Nu, recomand. am înțeles. Și Una după pe lună, aceea, la câteva ce luni. interval? După un an. După Un un an, an. 2 ani, am o pacientă care este stomatolog în Franța și mi-a zis că ea și injectează singură PRP, e și foarte, foarte bine pregătită și arată superb. Și și-a făcut decât, și-a Odată. făcut doar două într-un an și își mai face anual câte una. Deci A. depinde, sigur, și de textura De pielei, de, textura de știi, nu, fiecare nu și așa mai putem, departe. nu putem generaliza. Spune-mi, te rog, Da. în ceea ce privește mersul la solar, bronzatul la solar, e același lucru? În 2009, Organizația Mondială a Sănătății a definit solarele ca agenți carcinogenetici umani, adică inductori de cancer. Mersul la solar este criminal. Și în Statele Răspuns Unite, final, da? da, și în Statele Unite poartă black box. De altfel, dacă te uiți cu dermatoscopul, cu aparatul ăla, cu lupa măritoare pe alunițe, vezi imediat cine a fost la solar, pentru că profilul lor este modificat, e aproape terifiant.
Incredibil. Deci da. Solarul se uită. Deci ea nu spune este că a fost criminal, la solar. În primul rând că bronzul difere, e un bronz mult mai, să zic, icteric, Olga, așa mai deci gălbejit. Este criminal bronzatul la, la solar. Da, dar ele nu spun, însă când, când te uiți la alunițe, imediat nu, se vede cine subiectul. A fost și cât a fost. Deci pot să-i și spun dacă a avut ședințe. Cu fiecare sesiune adițională de expunere la solar, riscul de cancer crește deci în progresie. Deci este criminal pentru că ajungi la cancer. 100%. 100%. 100%. Și am avut cancer la persoane care au fost la solar și care nu erau deschise la nu erau, nu erau 4, 3, 4, da, da, da. Am înțeles. Mai avem câteva minute. Spune-mi în ceea ce privește bolile venerice, cum stăm. Așa. Tocmai ce am fost la mulțumesc. O conferință și spuneam că mie mi-a scăzut adresabilitatea față de numărul uriaș pe care l-aveam până în 2000 și colegele mele din, din provincie mi-au spus ți-a scăzut ție adresabilitatea, dar e plin de sifilis prin alte județe. Eu vă spun, îți spun așa că înainte de anul 2000 era ceva incredibil, adică vedeai ce nu se vede nicăieri în univers. După anul 2000, în România. În România, uh-huh. În spitalul Colentina. Uh-huh. După anul 2000 ne-am raliat la terapia americană în sifilis, uh-huh. care se tratează și azi cu penicilin, adică cu penicilină retard cu moldamin. Și acum ne-am raliat la Europa de Vest, în sensul că a crescut mult clamidia cu gonorea, adică uh-huh. incidența acestora, care merg mână în mână de obicei. Uh-huh. Și a scăzut sifilisul. Că înainte eram ca în țările, să zic așa, în curs de dezvoltare, în lumea a treia. Pe când acum a crescut și la noi, crește clamidia cu gonorea. Deci folosirea prezervativului. E plin de HPV. Plin, plin, plin și este teribil pentru că este inductor de cancer de col la femei. Deci e cam obligatoriu. Herpes genital este. Deci văd, nu știu, văd 10-15 pe săptămână. Noi pacienți, noi cazuri, pentru că ăsta e și recurent, e și recidivant, adică el revine. Mm-hmm. Da. Deci folosirea prezervativului ar fi cea mai bună La parteneri multipli, la tineri, la cupluri neconstituite, absolut. Deci obligatoriu. Da. Pentru că spui că sunt cazuri de absolut, incredibile. Absolut, și nu se văd. Virusul HPV nu se vede. Adică Rea? Sigur că se vede. Scabia este o boală venerică minoră. Deci se transmite și ea, nodul iscabios, și am avut și cazuri, destule. Mm-hmm. Da. Ce alte boli mai avem din trecuturi care ne urmăresc până în ziua de astăzi? Suntem o țară săracă. Hepatitele sunt boli cu transmitere sexuală. A, B și C. HIV-ul, HIV-SIDA. Deci e Matei Balj lângă noi care în continuare. Are foarte multe cazuri. Da. Moluscum contagiosum. Este foarte contagioasă. Ce asta? Candidoze. Moluscum contagiosum e un virus. Mm. O boală determinată de un virus. Sunt niște papule umbilicate perlate care sunt determinate de virusul moluscum. Păi ce seară reușită chiar. Păi mai zi o mizerie de asta ca să plecăm liniștiți acasă. Candidozele. 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 Da? Hai să-ți mai spun ceva. Vin pacienți la mine cu psoriazis genital și cu conștiința încărcată și eu le spun, domnule, nu este o boală venerică, este psoriazis. Și îmi spune, doamnă, zice, trebuie să vă uitați mai atent, să înțelegeți. Și că poate nu înțelegeți. Zice, sigur e o boală venerică. Domnule, nu este, este psoriazis. Zic, îți spun 100%. Adică apar și alte boli. Problema este acum că e o patologie asta de graniță, patologia genitală la femei și la bărbați. Și apar și alte boli care nu sunt veneriene. Și aici este provocarea în diagnostic și în tratament. Că pot fi tratate ca boli venerice și ele de fapt n-au se nicio se plimbă legătură. Omul de colo-colo, pentru că fiind o patologie de graniță, cine e integratorul? Urologul, ginecologul, dermatologul, venerologul, cine? Pe profesor dr. Olga Simionescu o găsiți la Spitalul Colentina, dar vă rog să dați de la început banda și să ascultați tot ce v-a zis în seara asta. Mulțumesc mult, Olga Simionescu, pentru participarea din această seară. Întotdeauna aflăm lucruri noi. Sigur, ea ne sperie foarte tare, până la urmă asta e. N-a fost cu intenție. Nu e cu intenție, dar când am auzit că nu ardeți pielea, nu vă mai expuneți la soare pentru că vin cancere, nu vă duceți la soral pentru că este crimă. Nu. Practic nu trebuie să mai facem nimic, trebuie să ne îmbrăcăm în alb, din cap până în picioare, cu o pălărie cu bolurgi, să ne plimbăm pe malul mării, de mână. Cu ochelari de soare albi. Cu ochelari de soare albi. Și să așteptăm. Și supradimensionat. Și să așteptăm sfârșitul că lumii. Că sunt la modă din acest motiv. Și să așteptăm sfârșitul lumii. Mulțumesc mult, Olga Simionescu. Mâine seara ne vedem cu marele Jack pe numele de scenă, Ion Cristoiu. Țineți aproape.